Colindele au fost cântate de curul deținuților din închisoarea Jilava. Ele fac parte dintr-o emisiune realizată în studioul TV al penitenciarului și difuzată pe 25 decembrie. La pupitrul de emisie, nimeni altul decât Mihai Predescu, fostul reporter al televiziunii române, arestat în urmă cu un an și trei luni. În locul în care acum se află închis, Jilava, el a înființat un studio TV. Dintr-o fostă magazie de materiale a făcut regia de emisie. Într-o încăpere alăturată se află sculele, aparate video, casetofoane, camere de luat vederi. Din piese disparate a confecționat stative pentru lumini. Pereții studioului au fost căptușiți cu vată de sticlă, pânză de sac și apoi catifea. Tot prin efortul lui Mihai, prin iscusința unui alt deținut căruia nu-i place publicitatea și prin îngăduința maiorului Neagoie, care a înțeles necesitatea înființării studioului. Mulți dintre deținuți au în camere televizoare color performante, Gold Star, Panasonic, Samsung. Ei doreau să vizioneze mai multe programe și își confecționaseră antene până și din tuburi de neon. Efortul lui Mihai și receptivitatea maiorului Neagoie au rezolvat problema. Studioul TV transmite acum 8-9 programe. Mihai Predescu nu și-a trădat meseria nici în momente de cumpănă. Pentru el, studioul TV din Jilava are în primul rând valoare sentimentală. Primul rând este studioul acesta răspunde unei necesități obiective. Deci aici sunt oameni care, într-un fel sau altul, trebuie să-și petreacă timpul și, bine, petreacă un fel de a spune, să-și ocupe timpul și, dacă se poate, într-un mod plăcut. Și până acum câteva luni, posibilitățile erau foarte reduse. Cu sprijinul conducerii unității a fost posibilă realizarea acestui studiu, care răspunde unor necesități obiective de cultură și instrucție și de distracție, măsura în care e posibil. Din partea conducerii penitenciarului, cine te-a ajutat să realizezi acest lucru? În primul rând, comandantul unității, care a înțeles efectiv, mai ales experiența dânsului fiind vastă în acest domeniu, a înțeles efectiv ce nevoie stringentă este pentru a găsi o posibilitate de a face perioada pe care oamenii o petrec aici mai puțin mai reconfortantă, mai plăcută, mai puțin tensionată. Pe de altă parte, conducătorul biroului de reeducare, a serviciului de reeducare, de fapt serviciul cultural educativ, care se ocupă de partea culturală a activităților care se desfășoară aici zi de zi, m-a sprijinit de mijlocit în a reuși ceea ce ne-ați văzut. Fără ajutorul maiorului Neagoie, șeful compartimentului reeducare din Jilava, studioul n-ar fi existat. Fără Mihai Predescu, ceilalți deținuți ar fi fost mai triști. Maiorul a obținut aprobările și a cumpărat aparatura. Spre nenorocul lui și spre plăcerea noastră a ajuns în unitatea noastră domnul Predescu, care e un tip foarte dinamic și încearcă să se păstreze în formă, a venit și mi-a prezentat câteva proiecte, le-am priceput, le-am transmis mai departe, au fost primite bine de către comanda unității și am pornit la treabă. În afară de eforturile financiare făcute de către Direcția Generală a Penitenciarilor, care ne-a asigurat cumpărarea câtorva din aparate, altele, câteva, sunt realizate prin donații. E drept că, cu toate că sunt donații, n-am luat orice a dat Dumnezeu, ci dacă tot s-a făcut o treabă, am încercat să facem o treabă bună. Sunt câteva ustensile, câteva piese care reprezintă niște aparatură valoroasă și care poate fi utilizată bine. Domnul Predescu, zic eu că a făcut chiar unele mici minuni, având în vedere că ele au posibilități ca
scule destul de bune, a reușit să facă niște treburi care în studiourile de televiziune și în studiourile radio se realizează cu aparatură mult mai sofisticată. Programele și transmisiile realizate în studio pot fi recepționate din orice colț al închisorii. Ele sunt apreciate de telespectatori. Acum, timpul petrecut în penitenciar are o altă semnificație. Ca telespectator pot să spun că acest studio de televiziune este foarte bun. Sigur, o grămadă de programe. Eu urmăresc și canalul 31. De ce? Mult sport. Sportul basketul mă interesează în mod special. Sigur, este un lucru foarte bun, având în vedere detenția în cameră, ca să putem urmări o diversitate de programe care să ne țină la curent cu ce se mai întâmplă și în lumea de afară. Studioul și-a demonstrat eficiența chiar de sărbători, când s-a transmis în direct din capela închisorii slujba de Crăciun. Și capela a fost construită de pușcăriași. Catapeteasma este opera deținuților din Satu Mare. Ea a fost sculptată din lemn de mesteacăn. Altarul a fost ridicat tot de deținuți. Într-un teritoriu măcinat de păcate, de păreri de rău sincere sau doar mimate, capela există. Are chiar și preot. Unul adevărat. Pentru toți deținuții cu frica lui Dumnezeu, vorba preotului poate însemna mult. La vremuri de restriște, o vorbă bună, indiferent din partea cui vine, poate însemna mult. Să știți că este o muncă titanică cu deținuții. Dar, aici, pe lângă facultatea pe care noi am făcut-o, teologia, cred că mai facem a doua, a treia facultate. Nu șmecheriile, ci toate păcatele lor și toate greșelile lor, noi aici încercăm să ne îndreptăm. Și să știți că se îndreaptă cu adevărat. Dacă în urmă cu 4 ani deținuții încă mai purtau lanțuri ca simbol al reeducării, astăzi ei vorbesc nonșalant despre canalul 31, Antena 1 sau Tele7 ABC. Toate acestea pentru că Mihai Predescu a fost arestat. Cum se întâmplă uneori, necazul unuia se transformă în bucuria altuia. A fost într-adevăr o experiență pentru că nu mă așteptam să fie posibil, în momentul când am venit aici, deci să fie posibil de a face așa ceva. Deci, pe de o parte, am fost plăcut impresionat de receptivitatea celor care au fost chemați să aprobe și să mă sprijine în realizarea lui. Pe de altă parte, a fost un exercițiu necesar. Să ieșim din bună? Greu de spus. Nivelul nostru de aici totuși este un nivel, să spun, de amator mai cu pretenții. Dar este posibil să faci și emisiuni mai complexe. Dar spune, te rog, telespectatorii de aici din incintă, ce părere au? Probabil că i-ai auzit vorbim. În general, cred că sunt mulțumiți pentru că să ai la dispoziție, practic, 8 posturi de televiziune, 24 de ore din 24, la care se adaugă filme din videotecă, plus emisiunile care le facem noi, pe care unii le urmăresc chiar cu interes, pentru că în ele evoluează oameni pe care îi cunosc, fac ca audiența să fie destul de bună. Acum, în preajma acestor zile, după aceste sărbători, dacă vreți să adresezi ceva cumva, un mesaj, nu știu, la unul de televiziune, totuși. Mă puneți într-o situație delicată. Aș avea un singur mesaj celor care m-au cunoscut. Să știe că, așa cum au cunoscut, ei sunt în continuare. Anul nou vine și la penitenciarul Jilava. Deținuții îl întâmpină cu bucuria celor pentru care fiecare oră care trece înseamnă un ceas de ispășire, dar și un pas spre libertate.